Bun găsit, stimați prieteni! Vă invităm astăzi la o nouă emisiune realizată de filiala Tudor Arghezi Craiova a Uniunii Ziariștilor, în parteneriat cu filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Este o emisiune despre scriitorul Ile Caragiale, de la a cărui naștere în acest an se împlinesc 170 de ani și se împlinesc și de la trecerea sa în neființă 110 ani. El s-a născut în 1-13 februarie 1852 și a trecut la cele veșnice pe 9 iunie 1912. Caragiale este considerat, chiar de către George Călinescu, cel mai mare dramaturg român, iar aprecierea operei sale este dată în timp, pe de o parte, de critica literară, dar de cealaltă parte este dată de validarea prin permanența ideilor, prin faptul că de peste 120 de ani, aproximativ 130, piesele lui Caragiale se joacă în teatrele românești cu sălile arhipline. O să ne oprim în mod deosebit asupra lui Caragiale, scriitorul, publicistul, ziaristul Caragiale. Înainte de asta, însă, câteva cuvinte despre viața sa. S-a născut lângă Ploiești, în satul Haimanale. Originele sale par a fi grecești sau macedo-române. În orice caz, bunicul său a venit în țară în 1812 de la Constantinopol împreună cu cei trei băieți ai lui, între care și viitorul dramaturg, și s-a stabilit definitiv în țara românească. Născut, ziceam, lângă Ploiești, la Haimanale, Caragiale și-a urmat și școlile în orașul Ploiești. Apoi a fost la Academia de Teatru din București, unde conferențiar era și unchiul său, Iorgu. De altfel, dacă ar fi să vorbim despre începuturile activității sale literare, ar fi de spus că începuse cu poezie, dar a fost atras de activitatea de teatru. Unchiul său, Iorgu, era conducătorul unei trupe de teatru din București, care avea și spectacole volante în țară, și pe lângă acesta a îndrăgit mult de tot arta dramatică. În viață, mai apoi, a avut destul de multe frământări. A fost suflor și copist la Teatrul Unchiului său. Era în aceeași vreme în care și Eminescu era suflor și copist, s-au și cunoscut. Apoi a fost în învățământ o vreme, a fost și profesor de istorie, a fost revizor școlar, mai întâi undeva în județele Neamț, Suceava, mai apoi în ceea ce se numea districtul Argeș-Vâlcea, a fost director al Teatrului Național din București. În toată această perioadă, însă, preocupările pentru creația literară, pentru jurnalistică, pentru publicistică, fiind prezente în viața sa cotidiană și în preocupările sale. A fost un răsfățat, am zice, al junimii. A fost prețuit de Ioan Maiorescu. A avut legături și cu societatea Astra într-o perioadă mai târzie a vieții sale. De fapt, ideea de a trăi dincolo de munți, incomoda de multe lucruri din țara românească, este una timpurie. Chiar
Trebuie să menționăm că după un mariaj nereușit în țara românească, el își găsește fericirea, să zicem, cu o femeie din Brașov, cu care rămâne vreme îndelungată. A avut și două fetițe, au murit din păcate amândouă tinere. Matei, cunoscutul scriitor, fiind dintr-o altă relație cu o anume doamnă Constantinescu, dacă nu mă înșel. Prin 1893 se gândea să se stabilească definitiv la Sibiu sau la Brașov. Prin 1903 dorește să se stabilească la Cluj. Apoi, în 1905, ia hotărârea definitivă de a se stabili în Germania. O și face și până la sfârșitul vieții trăiește la Berlin. Plecarea din țară a fost într-un anume fel dată și de faptul că a avut acel necaz, acea acuzație de plagiat pe care un anume Caion i-a făcut-o, că ar fi copiat năpasta după piesa unui scriitor maghiar. A avut un proces, avocatul lui a fost Barbu Ștefănescu de la Vrancea și procesul ar fi fost câștigat, doar că cei 12 jurați au stabilit că a fost un fel de joc copilăresc ceea ce a făcut Caion și l-au achitat pe acesta. De remarcat că și Macedonski a fost împotriva lui Caragiale atunci, susținând demersul lui Caion. Se pare că această chestiune a grăbit plecarea lui Caragiale din țară. El a fost din 1873 o prezență permanentă în publicistica românească, în creația literară, pe scenele teatrelor. Chiar teatrul de la Craiova a vrut să-i facă în timpul vieții un fel de integrală Caragiale la care să fie invitat și autorul. O să vorbim despre acest aspect pe parcursul emisiunii la care v-am invitat. N-am să mai lungesc eu vorba, ci am să dau cuvântul invitaților emisiunii. Repet, această emisiune este realizată în parteneriat de către filiala Tudor Arghezi a Uniunii Ziariștilor din România și filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, președinte domnul Ion Lascu. Domnul Ion Lascu, pe care am o să și fie în primul dintre vorbitori, este poet, critic literar, conferențiar universitar și o să vorbească despre Ile Caragiale, ziaristul. Apoi, conferențiarul universitar Toma Grigorie va adânci acest subiect și va vorbi despre limbajul politic în publicistica lui Caragiale. Caragiale a avut și o relație destul de interesantă cu Oltenia și de pregnantă. Pe lângă faptul că a fost revizor școlar în Argeș și Vâlcea, undeva lângă Govora, mi-aduc aminte dintr-o prezentare turistică, exista chiar o plută mare cu 50-60 de ani în urmă, care se numea Pluta lui Caragiale. Se zice că acolo ar fi avut o întâlnire cu amicii ai lui, un fel de chef, așa să zicem, în limbajul zilelor noastre. Doar Caragiale a fost prezent la Craiova, a făcut și un ziar aici, chestiuni despre care o să ne vorbească scriitorul și membru al filialei, al ambelor filiale, și a Uniunii Scriitorilor și a Uniunii Ziariștilor, profesorul Tudor Nedelcea. Vom încheia cu o contribuție pentru care îi mulțumim în mod deosebit a actorului Emil Borodina, fost director al Teatrului Național din Craiova, director al Festivalului Shakespeare, care se va referi la prezența dramaturgului Caragiale pe scena Teatrului Național din Craiova. Cam acestea ar fi lucrurile pe care o să le vedeți în continuare.
Le mulțumesc colegilor mei și vă invit să vizionați mai departe emisiunea. Atunci când ne gândim la Ion Luca Caragiale, ne referim în primul rând la dramaturgia lui, apoi la momentele și schițele lui apărute în 1901 și sigur că și la proza fantastică de o mare valoare literară. Știm mai puține și vorbim mai puțin despre activitatea de ziarist a lui Ion Luca Caragiale, o activitate prodigioasă și în general mai puțin cunoscută. Caragiale a desfășurat o activitate jurnalistică începând din anul 1873, când a început să publice la ziarul din București Telegraful. Apoi, la foarte puțină vreme după aceea, într-o gazetă și satirică a timpului, cunoscută atunci, e vorba de Ghimpele. A mai publicat în aceeași perioadă versuri, ceea ce pentru Caragiale este de asemenea o latură mai puțin cunoscută și de asemenea, să spun, interesantă, atractivă a activității lui de scriitor. Versuri a publicat în revista Contemporană în 1874. A trecut apoi pe la anumite publicații care erau mai puțin importante, unele și cu caracter social și politic, iar în 1877, când a izbucnit războiul pentru independență, a fost conducător al unui ziar cunoscut în ziaristica timpului, anume Națiunea Română. Dar numele lui Ion Luca Caragiale se leagă de publicații precum Timpul, era o publicație conservatoare care era îndeaproape îndrumată de Titu Maiorescu și la care a lucrat mai mulți ani și Mihai Eminescu. A fost coleg, să spunem, cu Mihai Eminescu în redacția ziarului Timpul, vreme de 3 ani. Caragiale avea statutul de colaborator, nu asemenea lui Eminescu, care era de fapt un angajat al redacției și scria aproape singur ziarul Timpul. Participarea, prezența la Timpul și de asemenea numirea lui ca revizor școlar în județele Neamț și Bacău din Neam și Suceava din Moldova l-a apropiat de Junimea. La Junimea a publicat în revista Convorbiri Literare mai întâi piesa O noapte furtunoasă în 1879, apoi Conul Ionida față cu reacțiunea și în cenacul Junimii a citit și piese de teatru, printre care odată cu aniversarea acestei societăți literare a citit și O noapte și O scrisoare pierdută. De asemenea, numele lui Caragiale a fost prezent în afară de Convorbiri Literare, în altă gazetă din acel timp, este vorba de Convorbiri Critice a lui Mihail Dragomirescu, o gazetă care, sigur, avea un statut literar bine definit, datorită și conducătorului ei. Atunci când Alexandru Vlahuță și Babu Ștefănescu de la Vrancea au editat, au scos la iveală revista Vatra, Caragiale li s-a alăturat, de asemenea având un statut de colaborator cu regularitate. A mai publicat de asemenea și numele său a mai fost legat și de anumite ziare și reviste care au avut o reapariție și în perioada postdecembristă la noi, ca de exemplu Adevărul sau Ziua și în epoca Românul și în epoca interbelică și înainte de primul război mondial, începând din 1899, a colaborat la Universul. Universul a fost cel mai important cotidian din ziaristica, din jurnalistica românească, dintre cele două războaie mondiale, când a fost condus de Stelian Popescu.
În revistele la care a colaborat, în ziarele la care a colaborat, Caragiale a publicat și articole, cronici literare, a publicat de asemenea schițe scurte, schițe umoristice și și-a publicat o parte din piesele sale de teatru. Dar sigur că activitatea literară a lui Caragiale se leagă în special de publicația Moftul Român. Moftul Român a fost înființat de el în 1893, în luna ianuarie, și a durat cu anumite întreruperi până în 1902. Moftul Român s-a dovedit un adevărat organ literar, printre altele, și a avut numeroși colaboratori dintre scriitori precum Emil Gârleanu, Ion Alexandru Brătescu Voinești, Alexandru Cazaban. Moftul Român a fost secundată de ziarul, de periodicul Calendarul Moftului Român, așa cum s-a întâmplat și cu o gazetă din 1876-1877, când Caragiale a redactat singur 6 numere dintr-o foiță hazlie, cum îi spunea el, și populară Claponul. Claponul, care a avut de asemenea un calendar, calendarul Claponului. Ziarul avea rubrici scurte, cuprinzătoare, dar a apărut puțin, numai 6 săptămâni. În presa vremii, Caragiale, deci, a fost o prezență regulată, o prezență de asemenea foarte laborioasă, a publicat foarte mult și este unul dintre cei mai importanți ziariști români din perioada respectivă, adică începând din 1876 până după 1873, până după 1902. Despre mare dramaturg Ionuca Caragiale, poet, prozator, publicist, pamfletar, am scris mai multe rânduri în presa literară. În cartea Focurile lui Hefaistos, cărți și scriitori ca și contemporani, am publicat studiul Moftul Românești în uzanță caragialiană, eseul Limbajul politic în publicistica lui Caragiale și cronica Ele Caragiale epistolierul, la cartea Ele Caragiale și caligrafia plăcerii lui Dan C. Mihailescu. Pentru această ocazie, la 110 ani de la moartea marului dramaturg, voi prezenta eseul Limbajul politic în publicistica lui Caragiale. Nu-mi dă pace o dilemă stringent actuală. Ori Caragiale a devansat predicțional limbajul politic de azi, ori politicienii prezentului recurg la Neancu să învețe în lui ceva politicie. Prea credei sărmani în tocmai și adeseori pe buchile satiricului politic caragialesc. Acest fapt indubitabil este relevat de presa noastră actuală și în special limbajul cu pricina este uzitat de catindații noștri în tiradele lor demagogice, imitând involuntar mai ales textele dramatice caragialene din O scrisoare pierdută, O noapte frumoasă și celelalte. Dar totodată de bine, marele dramaturg ne și le oferă un manual politic în articolele sale publicate din presa vremii, Ghimpele, unde debutează în 1874, Timpul, Constituționalul, Voința Națională, Gazeta Poporului, Ziua, Epoca, Românul, Seara, Bubânacul, dar și în publicațiile editate personal, Nichi Percea, Claponul, Moftul Român, Epoca Literară. De început, să ne oprim la câteva articole intitulate Reportaj Parlamentar. Pentru că e de la sine înțeles că în Parlament asudă și visează și prealeșii noștri demnitari. Un fragment din Reportaj Parlamentar 1 ne introduce direct în atmosfera și în limbajul politic înregistrat de Caragiale în urmă cu numai puțin de vreo 120 de ani. Ieri, în cameră, domnul Nic Ionescu și-a dezvoltat interpelarea făcută domnului ministru de război în privința întârzierii publicării unui raport oficial despre operațiunile armatei noastre în campania din Bulgaria, în timpul 10 ianuarie 1881. Atât de clar, de limpede și de actual curge textul lui Caragiale, încât suntem îndemnați să credem că e scris astăzi. Chiar și neologismul interpelare
pe care uitasem noi între timp, iată că are state vechi de serviciu încă din politica secolului al XIX-lea. Se dezbate o problemă de istorie, cea a războiului oriental, cum îi spune Caragiale, din 1877-1878. Atmosfera e similară cu cea de azi. Sunt controverse, mai ales între autorul interpretării și ministrul de război, Sâneceanu. Sunt intervenții ironice din sală. Aș l-a dat afară. Glume care provoacă ilaritate și tot acumul. Un domn Schileru promite că nu va abuza de paciența adunării, dar își uită promisiunea. Și parlamentarii vechi agreau limbajul financiar, având nevoie de o puternică susținere pecuniară pentru truda lor. Camera a votat un credit de 30.000 de lei pentru siguranța publică. S-a votat apoi o propunere din partea câtorva membri ai minorității, domnul Costinescu, în sensul de a se acorda domnului prim-ministru tot pentru siguranța publică suma de 300.000 de lei din reportaj parlamentar 4 în timpul numărul 32 pe 1881. Într-o ședință glumeață de Sihăianu are un dialog hazliu cu președintele Camerei Cea Rosetti. Domnilor, socotelele cesturii le-am găsit într-o perfectă asemănare cu socotelele statului care vin de la Curtea de Conturi. Domnul președinte Cea Rosetti, vă rog a nu ataca Curtea Conturi, care ne fiind prezentă nu se poate apăra. Domnul Sihăianu, nu atacă nimeni, zic numai că aceste socoteli se aseamănă tocmai cum se aseamănă o nulă cu altă nulă. Domnul prezident, vă rugați și vă repet rugăciunea să nu faceți comparațiuni prin care să atacați instituțiuni ale țării în voința națională numărul 284 pe 1885. Dacă atacați pe domnul parlamentar, atacați instituțiile statului de drept. Parcă am auzit aceste cuvinte și în politica noastră. În politica zilei din campaniile electorale de pe vremea lui Caragiale se perpetuează până la noi semănând cu o nulă cu altă nulă. Mișcarea electorală are să înceapă întrunirile publice în curând. Se vor deschide pe piața Constantin Vodă. Discursurile patriotice, lacrimile naționale, vorbele late se pregătesc. În curând desfacere totală de principii cu mănuțișul și cu toptanul. Poate în sensul de delegare de principii, nota mea. Pubernacul numărul 19 pe 1979. Aceste metafore ironice și satirice le tot gustăm și noi în plin în campaniile electorale post-decembriste. Caragiale preconizează pentru gardiștii patrioți o nouă decorație. Două RTV încrucișate pe o parte a medaliei, în vârful unuia va sta o pălărie de carbonar și jos o pereche de cizme strâciate, emblemele a plipepserii civice. Pe partea cealaltă a medaliei va fi săpat un clondir, iar împrejurul va fi o coroană cu toate cele obișnuite pe medalii, atât numai că în loc de cele două ramuri vor fi doi cârnați în gubernacul numărul 19 pe 1879. Dacă prima atent poate vedem și pe pelcul lor ridicați în grad pentru merite deosebite în zilele noastre aceste medalii. Și câte lucruri interesante nu am putea observa în politica noastră actuală citindu-l sau recitindu-l pe Caragiale. Pentru atât spațiu, atâtea zâmbete. Este o mândrie pentru orice locuitor dintr-o provincie românească de faptul că în zona lui, a cetățeanului, din perimetrul său geografic, au trăit mari personalități sau alte mari personalități au avut relații cu zona respectivă. Să nu uităm că în Craiova, George Coșbuc a stat în gazdă o perioadă, aici i s-a născut unicul fiu, Alexandru, mort într-un accident de circulație spre Mănăstirea Tismana, iar Ile Caragiale a avut legături frecvente cu Craiova și cu Oltenia în general, aici participând la facerea unui ziar pro-liberal în cadrul unei campanii electorale. Politică a făcut oarecum pentru faptul că s-a înscris în partidul lui Tache Ionescu pentru că era un admirator al acestuia. Dar ceea ce ne interesează este faptul că
Ile Caragiale a prețuit Craiova. Prea puține lucruri se știau despre relația lui cu Craiova, în afară de faptul că i s-a pus într-o săptămână toate piesele. Am descoperit o scrisoare care era publicată, de fapt, al marului dramaturg către Petre Misir, un profesor de drept de la Iași, căruia îi scrie din gara din Craiova. Iată ce scrie Caragiale acestui mare prieten. Spune că Craiova este Nazaretul României și spune, continuă în scrisoarea, aici lucrurile stau ca în toată România, mai bine nu pot să stea, mai rău s-ar putea. Însă de ce să se distingă Craiova? Ea este modestă, ea niciodată nu a pretins să se numească altfel decât a treia capitală a noastră, considerându-se Ploieștii ca republică de sine stătătoare. Scrisoarea este datată 28 aprilie 1883, gara Craiova. Atunci era în toate gările, era și câte un restaurant și în așteptarea trenului mai stătea la câte o scrisoare. Demn de semnalat și iar mai puțin cunoscut e faptul că a scris un necrolog extraordinar la adresa lui Traian Demetrescu. Traian Demetrescu a avut o viață scurtă, s-a stins de viață la 29 de ani, el putea să devină unul din mari scriitori ai români. Traian Demetrescu, Craiovean, a avut relații foarte bune și a fost idolul pentru Eminescu și chiar a participat la mormântarea lui Eminescu. A fost unul dintre puținii care au urmat sicriul lui Eminescu. Iată ce spune Caragiale despre Traian Demetrescu. Îi face portretul acestuia. Era un caracter cu deosebită afabil și apropiat, maniere de domnișoară blândă, sioasă și prea simțitoare, distinție și politețe de adevărat gentilom, apucături poetice chiar în cel mai gerent prilejuri ale vieții. Eu, într-adevăr, un omagiu care l-a dus și a scris un necrolog foarte frumos la moartea lui Traian Demetrescu. Este prozator iscusit, genial, pătrunzător al sufletului românesc în diferite lui evoluțiuni, artistul dramatic neîntrecut. Ce a fost poetul satirelor și al Luceafărului, pentru poezia românească, se referă la Eminescu, a fost el pentru teatru și proza românească. Iar despre acesta ce am citat acum este dintr-un ziarul Timpul, care scrie despre Caragiale atunci când el a stat sis din viață. Și să nu uităm că el a avut prieteni foarte buni și renumite personalități în Craiova, începând cu filozoful Rădulescu Motru, cu actorii Teatrului Național, cu Emil Gârleanu și Liviu Răbreanu, care erau unul director, Liviu Răbreanu secretar literar o perioadă, și cu Alexandru Macedonski din Craiova. Poate pentru prima dată în Europa când unui dramaturg îi se face această onoare. Lui Caragiale s-a propus și Emil Gârleanu ca director al teatrului, a făcut o săptămână Ile Caragiale. În fiecare zi a săptămânii era reprezentată o piesă a marului dramaturg cu prezența lui în sală. Nu s-a făcut nicăieri în Europa așa ceva. Iată că el a beneficiat de prietenia și de manageriatul extraordinar al lui Emil Gârleanu în fruntea Teatrului Național și a făcut lui Caragiale această festivitate înainte de a muri, nu se știa că el va sfârși după 2 ani, a făcut această săptămână Caragiale la Craiova. Nici după trecerea neființă lui Caragiale, craiovenii nu l-au uitat. Dovadă că în 1977, pe lângă Teatrul Național din Craiova, s-a organizat Societatea Culturală Ion Luca Caragiale cu mari personalități. Ținea un simpozion anual, citesc doar câteva personalități care au participat și au fost fondatori ai acestei societăți. Șerban Cioculescu, Mihai Ungheanu,
Marin Sorescu, Radu Beligan, Alexandru Dima, Ovidiu Papadima, Liviu Ciulei, Ștefan Cazimir, ultimul fiind unul dintre biografii și editorii lui Ion Caragiale. Deci Caragiale, o figură luminoasă a literaturii românești, prieten cu Eminescu, de altfel Eminescu îi scrie de la Florești, comuna Țânțăreni, o frumoasă scrisoare, ironică lui Caragiale, în stilul lui Caragiale. Iată că Eminescu se transformă în Caragiale și îi trimite o scrisoare foarte hazlie de la Florești din Gorj. Sigur, dincolo de Teatrul Național Ion Luca Caragiale, care îi poartă numele, Teatrul Național din Craiova a fost întotdeauna pentru marile dramaturg o a doua casă. Nu e o afirmație gratuită, ci dacă ne uităm în istoria teatrului, vedem că piesele lui Ion Luca Caragiale au fost reprezentate pe scena Naționalului Craiovean aproape imediat după ce le-au fost scrise. Spectacol cu O noapte furtunoasă, spectacol cu O scrisoare pierdută, Conul Leonida față cu reacțiunea. Mai mult, aici a fost un interpret foarte apropiat de Caragiale, pe care Caragiale l-a considerat poate cel mai mare interpret al rolului cetățeanului tormentat, Ion Anestin, cu care a păstrat legături de-a lungul întregii sale vieți. În Muzeul Teatrului Național exista, expusă de domnul Constantin Iurghiu, o carte poștală în care i se adresa: dragă Anestine, dragă Tizule, Iancule, și erau cuvinte atât de frumoase de apreciere la adresa lui Ion Anestin, încât ar fi mișcat pe oricare component al colectivului Teatrului Național din Craiova. Sigur, cunosc mai bine prezența pieselor lui Caragiale pe scena craioveană, începând din 1962, chiar dacă eu am, nu, 60, chiar dacă eu am ajuns aici în 1963. A fost un spectacol cu O scrisoare pierdută, cred pus în scenă de artistul poporului Remus Comăneanu, în care remarcabile creații realizau Costică Ionescu în Cetățeanul Turmentat, Manu Nedeianu în Cațavencu, Angela Bârsan în Zoe, dar mai ales Farfuridi, am citit în revista Teatru acelor vremuri despre creația extraordinară realizată de tânărul actor Amza Pelea în Farfuridi. Prezența lui pe scena noastră a devenit permanentă, începând cu 1974, când Mircea Cornișteanu a realizat prima variantă a scrisorii pierdute, el montând de 5 ori capodopera caragialeană pe scena noastră, a realizat acel spectacol cu Ion Pavlescu în Cațavencu, în Tipătescu era Ilie Gheorghe, spectacol pe care el, Cornișteanu, l-a reluat în 1982, dar până atunci, în 1976, a montat O noapte furtunoasă, în care am avut șansa să joc și eu Perica Venturiano, și e unul din rolurile mele cele mai importante, realizările mele cele mai importante pe această scenă. Iar în 1982 spuneam că a reluat O scrisoare pierdută. În 1977 se realizează aici un lucru absolut extraordinar, Societatea Culturală Caragiale, și în același an are loc prima ediție a Zilelor Caragiale, care adună aici personalități extraordinare ale criticii literare românești, începând cu Șerban Cioculescu, cu Alexandru Dima, cu domnul Ion Zamfirescu și mulți, foarte mulți dintre autorii de monografii caragialiene.
Apoi sunt invitate nenumărate spectacole realizate în întreaga Românie, unele chiar în străinătate, și de asemenea proiecții de filme, lansări de carte, expoziții, nenumărate activități care dau o strălucire deosebită zilelor caragiale, care până în anul 2000 au avut o frecvență anuală. Începând din anul 2000, odată cu plecarea mea, cred că s-a renunțat la zilele caragiale și a fost o manifestare în anul 2002, când se împlineau 150 de ani de la naștere și 90 de ani de la moartea lui Ion Luca Caragiale. Au fost nenumărate spectacole, așa cum afirmam mai înainte, din inspirate de opera caragialeană, dincolo de o scrisoare pierdută de care spuneam mai înainte, cele 5 variante ale lui Mircea Cornișteanu, cea mai reușită, după părerea, fiind cea din 1982, apoi O noapte furtunoasă, Mircea cred că a făcut două variante și o variantă a fost realizată în 1999 de tânăra Daniela Peleanu, un excelent spectacole. Dale Carnavalului s-a montat pentru prima dată în această perioadă de care vorbesc, în 1960 și în stagiunea 1968-69, regia lui Valeriu Moisescu. De asemenea, Conul Leonida față cu reacțiunea și Năpasta au realizat, creat, Năpasta s-a montat de două ori, creații remarcabile au realizat în spectacole, în primul rând Ilie Gheorghe, care a făcut un lucru extraordinar în Tipătescu, după ce jucase în Cațavencu, după ce jucase în prima variantă pe Tipătescu. De asemenea, Leni Pințea Homeag în Anca, Vasile Cosma în Dragomir, Tudor Gheorghe în Brânzovenescu mai întâi și apoi în Ion Nebunu, Valeriu Dogaru în Tipătescu, Valeri de la Cheza în Trahanache și în Dandanache, de asemenea Valentin Michali, foarte, foarte mulți actori au putut realiza în operele caragiale, din operele caragiale, spectacole extrem, extrem de importante și creații remarcabile actoricești. Sigur, am fost de multe ori la concurență cu celelalte spectacole realizate în România și spectatorii și iubitorii de teatru din Craiova au putut viziona aici câteva mari spectacole. Înainte de toate au văzut spectacolul lui Liviu Ciulei, cred că era în 1984 sau 85, realizat la Teatrul Bulandra cu O scrisoare pierdută, de asemenea pe cel de la Teatrul Național din București, realizat de maestru Radu Viligan, în care au putut fi văzuți Gheorghe Denică în Cațavencu, în Dandanache, Marin Moraru, de asemenea la Teatrul Bulandra erau în distribuție Dem Rădulescu, Octavian Cotescu, Victore Benciuc, Mariana Mihuț, chiar regizorul spectacolului Liviu Ciulei, au văzut O năpastă excelentă a Teatrului Giulești, realizată de Alexa Biseran, și nenumărate alte spectacole. Mi-ar trebui poate câteva ore să putem înșirui aceste spectacole prezentate în cadrul Zilelor Caragiale, realizate de Societatea Culturală Caragiale, care și-a avut pentru o foarte lungă perioadă sediu aici la Craiova, în cadrul Teatrului Național.